Vă mulțumesc în numele Domnului Isus Hristos și vă rog să mă îngăduiți ca în momentele următoare să dau citire unui extras dintr-un document foarte important. Primul păstor al acestei biserici, Constantin Dorian, primul președinte al Uniunii Bisericilor Baptiste din România, și omul care a avut viziunea înființării acestei școli, alături de alți conducători, vizionari ai cultului, a pledat la Congresul Bisericilor Baptiste, întrunit la Biserica Baptistă din Curtici, în 16-18 ianuarie 1922, ca în București să fie înființată o școală de misiune. Vreau să vă citesc câteva paragrafe, va fi documentul pe care împreună cu colegii din conducere îl vom semna astăzi ca să rămână pentru generațiile care vin după noi. Iată ce a spus Constantin Adorian în fața Congresului, întrunit la curtici. Seminarul sau școala de misiune nu este o școală care să pregătească imediat pe ceea ce stau în lucrul Domnului, ci este o școală a viitorului, pentru a așeza biserica la dăpost de vânturi ce astăzi o bântuie și care fac așa mari ruperi printre ai noștri, din cauza nepregătirii suficiente a celor care sunt chemați să conducă. Dacă noi nu voim să vedem acest rău, atunci ne facem vinovați. Dacă nu dorim o îndreptare grabnică și momentul a sosit și nu ni se cere nimic, decât numai învoirea noastră în corpore și Dumnezeu își va revărsa binecuvântarea sa peste toți aceia care doresc ca acest ideal să fie înfăptuit. Am amintit mai sus că seminarul nu poate fi pus decât numai la centru și orică am voi sau nu să recunoaștem, trebuie să recunoaștem că centrul de cultură și de influență este București. Să nu credeți că fiindcă eu m-am născ născut în București sau pentru că sunt din București caut aceasta. Dacă voi să știți, sunt originar tot din Transilvania și bunicul meu a fost preot în Groș. Dar nu m-aș gândi niciun moment ca școala noastră să fie altundeva, nici la ora de mare, nici într-un alt loc. De ce la București să fie școala noastră? Pentru că este centrul de cultură românească. Pentru că prin așezarea unui astfel de institut se va putea influența clasa intelectuală. Pentru că nu suntem în stare a aduna atâta capital ca noi înșine să ne facem o astfel de școală, nici momentan, nici în viitor. Pentru că este dorința bordului american ca să fie așezat acest mare institut în capitala țării și ei ne dăruiesc cu acest templu de cultură și cu întreținerea lui atâta vreme până vom fi noi înșine în stare să-l întreținem. În caz contrar că refuzăm de a fi în capitală, ei refuză a ne da acest fond și atunci cauza noastră este pierdută. Pentru că la București și numai în București se pot bucura studenții de avantajele următoare. Biblioteca Fundației Carol, Biblioteca Academiei, Biblioteci Populare, Universitatea, Universitatea Liberă, Parlamentul, Ateneul, Palatul Justiției, Muzee, Palatul Artelor, YMCA, Grădina Botanică, Facultatea de Teologie, Jurnale și Reviste, Limba Limbajul și manierele, pentru că aici, la București, se pot da examenele particulare și nu se vor pune piedici ca în oricare altă provincie. Pentru că Ministerul Cultelor nu aprobă și trebuie, deci, într-o măsură oarecare, să ne conformăm și cu aceasta. Cum am putea noi ajuta școala? În primul rând, a arăta toată bunăvoința pentru înființarea ei este cel mai mare sprijin. Apoi, orice am face pentru ea, facem noi pentru noi și pentru viitorul bisericii noastre. Oricine s-ar opune în făptuirea acestui ideal fără argumente sănătoase și suficiente, îmi permite să-l consider ca un rău voitor, ba mai mult, ca un dușman și o piedică în biserica noastră, că ce am piedicat în făptuirea care poate fi mâine, nu putem considera altfel. Azi, 10 octombrie 2021, în cadrul Serviciului Divin Solemn de la Biserica Baptistă Golgota din București, al cărei prim păstor a fost fratele Constantin Dorian, noi conducerea Institutului Teologic Baptist din București, rector dr. Mariș Daniel, președintele Senatului dr. Sorin Bădregan, decan dr. Daniel Fodorian, director de departament dr. Octavian Baban, prodecan dr. Teodor Ioan Colda, decanul Facultății de Teologie Baptistă din Universitatea București, profesor dr. Odniel Bunaciu. La 100 de ani de la înființarea Seminarului Baptist și la stabilirea lui la București în anul 1921, reafirmăm viziunea fratelui Constantin Adorian exprimată în acest referat.